Asamblarea unei jardiniere din pavaje este un proiect de weekend de complexitate redusă pe care îl poate face oricine pentru că nu necesită experiență specială, nici forță fizică deosebită. Poate fi o activitate plăcută, solitară sau de familie în care pot fi angrenați chiar și copiii. Pentru o jardinieră rotundă aveți nevoie de un set de pavaje trapezoidale concepute pentru obținerea curbelor și de un adeziv. Ideal ar fi să dispuneți de un mixer pentru prepararea adezivului, precum și de o unealtă pentru aplicarea acestuia, un șpaclu, o drișcă sau o mistrie. Dacă doriți, puteți folosi mănuși de protecție. E bine să aveți și un ciocan de cauciuc pentru pavele. Suprafața pe care construiți trebuie să fie fermă și dreaptă. În funcție de unghiul și mărimea pavelelor, stabiliți numărul necesar pentru a forma un cerc de dimensiunea dorită. Asigurați-vă că dispuneți de un număr suficient de elemente pentru a putea finaliza proiectul. După așezarea primului rând de pavele, este bine să vă asigurați că totul este drept. Adezivul se aplică în strat subțire și omogen peste acest cerc inițial, cu grijă să nu murdăriți exteriorul. Peste stratul de adeziv se adaugă al doilea cerc de pavele cu elementele decalate față de primul strat pentru o stabilitate optimă, din nou adeziv al treilea strat și așa mai departe. Bateți ușor cu ciocanul de cauciuc pentru a fixa și a nivela pavelele după fiecare strat. După uscare, umpleți jardiniera cu pământ de flori, ca atare sau după ce ați montat un strat hidroizolant de cauciuc pe peretele interior.